Bine v-am regăsit, dragii mei! Așa cum am început și filmarea cu acest prim cadru, mi-am propus ca astăzi să vă spun câteva cuvinte despre sculele acestea de la Parkside, pe care și eu le, le dețin și le-am folosit... folosindu-mă de ele și și-a făcut treaba destul de bine. Ceea ce vreau să vă spun, pentru cei care nu sunt în cunoștință de cauză sau nu știu prea multe despre acest brand, aceste scule se găsesc la magazinul Lidl. Ei sunt cei care le aduc și le distribuie la noi în țară. În teorie, spune, este un brand nemțesc. Însă, lucrând cu ele, după cum se și vede, uitați și bormașina, mașina, se văd și burghile a fost folosite. Eu dețin o bor mașină, o autofiletantă și o șirubelniță electrică. De toate sunt destul de mulțumit, însă vreau să știți cu toții că nu trebuie să aveți așteptări foarte mari de la aceste scule pentru că este un brand, să spun așa, pentru uscasnic, pentru amatori, dar ne putem face treaba destul de bine cu ele. Spre exemplu, uitați-vă, acest ciocan rotopercutor sau bor mașină, cum îi spunem noi, are și funcția de burghiu simplu, burghiu cu ciocan rotopercutor și doar cu bătaie, adică putem folosi și pe post de picamăr sau mini picamăr. Și aici, după cum vedem, are acest buton sau clapetă de a schimba sensul în care se, se învârte. A venit în cutie cu aceste trei burghie de 6, de 8 și de 10 cu o daltă și cu un șpiț. A, și cu această mandrină celelalte două burghiele le-am adăugat acum că le-am folosit și am avut nevoie de ele. Cablul este destul de gros, destul de bun, destul de flexibil, foarte rezistent. Am dat destule găuri cu ea, chiar am folosit-o și pe post de picamăr și am fost destul de mulțumit. Avantajul celor de la Lidl este faptul că oferă 3 ani garanție la produsele lor, ceea ce cred eu că este destul de ok. În caz că avem probleme, în decursul la 3 ani de zile le putem oricând Duce înapoi sculele și ori ne returnează banii, ori ne dau alt produs în loc. Aceasta știu că este politica firmei. Și aceasta și rubelnița electrică. Am folosit-o destul de mult. Aici are un indicator al bateriei. A mea este aproape pe roșu. Vine la pachet cu mai mulți biți, se scoate de aici, se pot schimba foarte ușor. Vă spun că este destul de practică. În loc să stai să învăț la șerubelniță, te ajută foarte mult în treburile casnice. La fel are două sensuri. De aici se schimbă. Și se Uitați, sau, sau invers. Și această filetantă, care la fel vine simplu într-o cutie. Aici am pus eu un, un, bit mai lung. Vine cu acest încărcător de baterie. Bateria cu 20 de volți. mi a făcut treaba destul de bine cu ea, însă văd că ușor, ușor în timp începe să cedeze mandrina, care începe să aibă un joc destul de mărișor, uneori începe să mai patineze. Cred că am forțat-o eu odată la, la o treabă că n-am avut nevoie și nu am luat bor mașina. Am pus -o să se ceva mai greu, dar în mare parte să știți că pentru treburile casnice, treburile obișnuite, ne putem face treaba destul de bine cu aceste scule de la Parkside, care au un preț destul de accesibil dacă ești muncitor profesionist și ai lucrări zi de zi, într-adevăr investești câteva mii de lei, nu o să dai câteva sute de lei, și îți niște scule performante și profesionale cu care poți să-ți faci treaba destul de bine. Am uitat să mai aduc și flexul, mai am un flex tot de la ei, care a fost fix 100 de lei și chiar am fost super mulțumit de el pentru că am tras de el destul de mult și încă merge foarte bine. Cam atât despre aceste scule. Dacă vreți să vă fac o demonstrație cu fiecare în parte sau ce poate fiecare în parte, lăsați un comentariu acolo și cu mare drag Vă voi arăta ce poate să facă fiecare în parte. Dacă vă place ceea ce încerc eu să fac, puteți să dați un like, un share și un subscribe. Sau mai bine zis pe înțelesul tuturor, un like, o distribuire și o abonare. O zi frumoasă, vă doresc tuturor și multă sănătate!